Primarul Comunei Ghiroda, Ionut Stănușoiu, anunță în mod oficial că proiectul Școala Verde se află în lista finală PNRR a proiectelor care primesc finanțare, acesta trecând de etapa contestațiilor. În perioada următoare se va semna contractul de finanțare, marcând începutul implementării proiectului. Proiectul va debuta cu licitația pentru proiectare și execuție. Astfel, în toamnă, odată cu finalizarea extinderii grădiniței, vor putea începe lucrările pentru o nouă investiție majoră în educație. Valoarea totală a proiectului este de 100 de milioane de lei, dintre care 50 de milioane sunt finanțate prin fonduri nerambursabile, iar 50 de milioane de la bugetul local.